Expoziție de carte a scriitorilor pășcăneni la Biblioteca Municipală din oraș. Nu lipsesc cele mai cunoscute opere ale lui Sadoveanu, Constantin Ciopraga sau Leonard Gavriliu. Acesta este deschis publicului larg până la sfârșitul lunii. Pe lângă expoziție, în aceste zile sunt organizate și competiții de desen, povești sau de creativitate handmade. Toate au loc în cadrul programului Zilelor Municipiului. Într-o vitrină amplasată în holul bibliotecii din Pașcani, zeci de cărți ai scriitorilor din oraș, o parte dintre ei contemporane, sunt expuse. Avem o expoziție de fotografii instantanee pășcănene și o expoziție de carte cu scriitori din Pașcani. Biblioteca a organizat și competiții pentru copii astăzi. Tema concursului, unde s-au înscris 10 de elevi de la școlile din oraș, a fost Vacanța Mare. Micuții se visează la munte, la mare, dar și să aibă animale de companie. Am desenat cu cortul și la pescuit. Vacanța de vară. Mergând cu motocicleta. Da, o motocicletă cam mare. Și tema pictorii este Vacanța Mare. Și cum vezi tu Vacanța Mare? La munte. O altă competiție organizată de această dată pentru pensionarii din Pașcani a purtat denumirea de Amintiri despre Pașcani, povești digitale. Evenimentul se află la prima ediție și a fost un succes. Concurs de povești digitale intitulat Amintiri din Pașcani. Dacă primele două concursuri au deja tradiție la Biblioteca Municipală Pașcani, la cel de-al treilea concurs este o noutate pentru instituția noastră, pentru că în cadrul acestuia s-au înscris pensionari din localitatea noastră, membrii ai Clubului Seniorilor Internauți. Este un proiect mai vechi al bibliotecii, care sperăm noi să ia amploare din ce în ce mai mare odată cu trecerea timpului. La 67 de ani, acest bărbat a lucrat în programe de editare mai bine de două luni pentru a participa cu filmul de 6 minute la competiție. A făcut text, voce, a căutat poze cu Pașcanul de altă dată, dar și cu el din copilărie, apoi a montat clipul. Și am hotărât atunci să creăm și niște povești digitale și să facem un concurs așa între noi, pensionari din Pașcani care frecventăm la clubul respectiv. Zile pline la biblioteca din Pașcani vor fi sâmbătă și duminică, atunci când va avea loc competiția de șah.